Salutare Delor, eu sunt Pepper și bine v-am găsit la episodul 4 din Don't Starve. Înainte să înceapă acțiunea, vreau să vă rog frumos să apăsați pe butonul de like de sub videoclip. Nu durează foarte mult, o secundă, două și sunteți gata. Ia să vedem ce mai avem de făcut. Știu că data trecută am întâmpinat ceva probleme cu tipul ăsta, adică a început să nebunească să vadă doar o fantomă, de aia ce-i drept, dar ne-au atacat și doi lupi. Asta a fost cel mai nasol. Tocmai de asta vreau ca în episodul ăsta să facem mai mulți pereți pentru ca să fim și noi mai apărați. Aha, deci uite unde am rămas. Ok, cel puțin e bine că nu mai avem lupii aia pe aici. Ok, deci ce să facem? Cineva mi-a spus să fac un sac de dormit. Păi, imediat o să și fac din aia. De fapt, din aia, din ăla. Ia uite-l. Firar, mama ta să fie. Hai mă, că nu mai e mult. Și asta de ce-i scade? Oh, Monster Meat. Ia să o gătim. Mă, prostule, nu trebuia să o mănânci așa. Mama, de ce scade lu' ăsta? Haide, ziua, mai repede. Fă-te zi. Ce să pun, ce să pun pe foc, ce să pun? Mamă, dar scade sanity-ul ăsta foarte repede. Și e foarte enervant. Nu, dacă și de data asta pierd itemele, îmi bag piciorul în ele și nu mai continui nimic. Haide mă, fă-te mai repede zi. Science. What the... LOL, vedeți și voi ăsta aici. E ca un copac malefic. Haide, zi, te rog, fă de zi. Ho, gata. E că știe și-l ăsta sanity, eu sper. Dar încă se aud sunetele alea, vezi, uite, ăștia tot sunt aici. Ce să fac eu ca să adun frunze? Cred că să adun frunze. Să adun frunze pentru... Sau am frunze deja? Nu cred. Rot, asta ce-or fi? Mă rog. Uite frunze. Flori, mă rog, da. Na. Petale. Nu atac curcanul acum pentru că și așa n-am foarte multă viață și nu vreau să... Uite că îmi crește sanity-ul, dar nu foarte repede, din păcate. Uite, flori, 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 flori. Perfect. Din păcate nu găsesc foarte multe, dar totuși trebuie să caut. Deci aici, așa. Cred că o să fac o serie de Terraria, co-op, cu cineva, nu vă spun deocamdată cu... What the hell? Am omorât fluturele. Așa, nu vă spun deocamdată cu cine o să fie seria, nu știu, ori o serie de Terraria, ori o să continui seria de Rust, asta nu știu sigur. Ia să vedem, uite, Flower. Am 9... A! Mă, ar fi culmea să mă omoare albina, știi? Fira aia, dracu de albina. Ia uite-le, mă. Sunt toate împotriva mea. Hai să mănânc ceva să mai îmi crească viața. Uite altă frunză. O floare. Floare. Așa. Flori, flori, mai vreau flori. Pe unde aveți flori? Stai să mă uit. Din păcate n-arată flori pe jos și e nasol. Cel puțin e bine că arată mâncare. Bine mă, voi mai lipseți. Uite, flower. Ok, sper să nu mă atace albina asta. E bine, dacă nu dau în ele, nu mă atacă, dar... Totuși, uite, 15 flori. Haide că mi-am nevoie de puține. Mamă, câte primejdii sunt pe aici, prin jur. Doar 4 flori. A, uite, încă una.
Încă una. Și după ce mai fac încă o coroană din asta ca să nu mai-mi scadă sanity-ul, o să... Așa. Gata. O să continui să adun lemn, o să adaug. Ah, da, și îmi spuneați voi că dacă intru în groapa asta, în groapa viermelui, nu mă trimite pe altă râm, mă trimite în altă parte a mapei. Da, am înțeles. Era și logic să mă trimită pe altă râm. Ia, hai să mergem. E să văd eu pe unde... O, ia. A, e bine pe aici. Trebuie să mă mai uit o dată ca să fiu sigur dacă nu cumva o iau în urmă. Nu, nu o iau în urmă. Uite, am ajuns bine. Ia să mă iau eu din mâncare de pe aici. Am cumva un topor... nu, n-am un topor. Ia să fac unul. Structures. Mă rog. Ah, uite, tools, ok. Eu mă uitam la chestiile alea. Echip, bun. Hai să iau mai întâi ăștia mai mici. Sau, știi ce, haide să mă chinui cu ăștia mari, că de aici iau mai mult lemn. Deși durează mai mult, iau mai mult lemn. De ce? Adică am auzit de la niște prieteni că se face școală și sâmbătă, sâmbăta asta, adică. Dar nu peste tot, adică cel puțin la liceu la mine nu au zis, dar în unele școli se fac, ci că să se recupereze chestiile pierdute în săptămâna aia în care am stat acasă din cauza zăpezii, dar oricum nu se făcea nimic, adică atunci nu prea se preda, mulți plecau și chestii de-astea. Înțelegeți voi? Mai mult se încheiau medii și chestii. Așa, da, mă rog, să lăsăm părcările astea deoparte. Să ne concentrăm aici. Ce vreau să mai prind un iepuraș? Da, n-am deocamdată. Ah, ba da, uite, l-aș putea prinde. Și am și loc în inventar. Apoi ia vină mă tu, iepurașule, încă. Ia să punem noi. Uite, capcana. Îți pun și un morcov. Și ăla ești, hai, dă-te acolo. Mă ascund după copacel. M-am ascuns, gata. Stai și că Iisus Hristos, ia să dau eu asta jos. Mamă, iepure! A, m-a intrat iepurele în vizuină, că a venit noaptea. Mă rog. Auleu, trebuie să ajung repede acolo, că n-am lumină. Nu am lumină. Ups, m-am îndepărtat prea mult și... ne bine. Haide, mă, mai repede. Uite, wormhole nu-mi trebuie deocamdată, o să mă duc eu. Uite, aici să luăm noi lemn. Sau, mă rog, de-astea. Lemn deocamdată... A, uite, la aici. Așa, bun. Deci, 4 boards. Science, chestii... Refine. Hai să mai facem din astea. Bun. Hai să fac și eu de-astea. Gata, totul merge ok. Ia să vedem. Aș vrea să fac și... să mai fac un perete, dar nu mai știu unde era peretele. Perete, perete, perete. La structures, cred. Da, wood wall. Deci mai îmi trebuie eu de-asta. Rope. Și pe aia de unde o luam? Stai, că trebuie să fie pe aici. Magic, nu cred că are legătură. Refine, da, uite. Bun, și acum putem să facem și la structures. Perfect. Ah, uite că pot să și măresc. Dar deocamdată nu vreau asta. Deocamdată vreau să fac așa. Hei! Ah, trebuia să dau click dreapta, ok. Așa. Gata, mai uite, avem aici și noi... Aoleu, ce avem noi? Foc nu prea mai avem. Sper să nu-mi ia foc astea, dar mă rog.
Uite că începem să ne facem și noi casa. Asta pot să o iau înapoi? Nu, nu pot să iau. Ia să văd. Mă rog, cred că mașinăria asta o să o las afară. Nu e neapărat nevoie să stea în casă. Bun, ia să-mi pun și ăsta pe mine și să las eu backpack-ul aici. De fapt, nu, 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 nu. Ăsta o să-l pun când mă duc să mă bat. Ați văzut că sunt curcan de ai mei și aș vrea să mă bat cu ei. Eu te ce repede a venit ziua. Șmecher. Ce aș mai avea de făcut? Ce asta? Hans Tooth. Un dinte de... Mă rog, e șmechercică, deci îl ținem. Ce asta? Ah, e o albină. Păi eu de-aia prima oară am atacat-o, mă, că căutam flori. Și, na, cream că e o floare, ai văzut cum stătea și ai văzut și tu cum stătea pe jos. Și am dat în ea din greșeală. Da, ați de seama, când îi dai un topor la o albină, eu cred că moare din prima. Ori am ratat-o. Ah, scuzați-mă că nu vorbesc prea mult, dar e dimineață și nu prea am eu prea multe subiecte acum. Ok, ia să vorbim despre YouTube-ul ăsta nou. Mă, chiar mă obișnuisem foarte, foarte mult și îmi plăcea modelul de YouTube ăla dinainte să-l facă pe ăsta, nu, acum o zi, două. Chiar mă obișnuisem. Asta e că nu mai am de ăsta, nu mai am X. Bun, chiar mă obișnuisem și îmi plăcea. Mă, dar când te obișnuiești și tu cu ceva, atunci îți bagă o porcărie de aia pe gât și îți ia iar câteva luni să te obișnuiești, dar după mine... Bine, te obișnuiești forțat, te adaptezi forțat, doar că... cum îi spune? Arată urât, deci n-are nici cea mai mică originalitate când te duci și tu la videoclipurile, când ai la tine pe canal, știi? Ți arată ce încărcări ai. Nu, 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 stai. Care sunt clipurile cele mai importante, la ce te-ai uitat. Înainte când dădeam, mi-a arătat toate clipurile mele pe care le-am încărcat. Și asta mi se părea cel mai ok, dar acum distrug ei tot, mă, distrug ei tot. Așa. Cât de curând o să vreau să ne facem și o fermă, doar că cred că o să trebuiască să mă arunc chiar în groapa viermelui. Și... Aoleu. Și să caut niște bivol de aia, niște boi din aia și să le iau rahatul. Știu că sună ciudat, dar e un îngrășământ natural și o să mă ajute la fermă. Pentru că aici o să-mi fac micul meu sătuc, să zicem. Am avut norocul să nu mor din cauza senitiului. Mare noroc. S-o un curcan din ăla. Ia uite-l. L-ai văzut? Era în colț așa, în stânga. A trecut el sneaky de nu l-am văzut. Ah, nu mă ba, nu mă duc să-l bat acum pentru că nu prea am HP. Ia uite-l, mă. Să nu zici că vii tu după mine, mă. Haide că pe alea o să le gătesc, nu le mănânc acum pe toate, deși nici nu mai am prea multe, mai am decât una. Ia să mai caut pe aici, ia să vedem. Pe unde avem? Pe aici, pe lângă casă, nu prea avem, dar mai avem prin partea aia. O să mă duc, dar nu acum pentru că se face seară sau cred că aș putea să mă duc și acum să caut puțin mai încolo, dar o să mă întorc foarte repede pentru că se face seară și nu vreau să săpățesc ceva. Să mai adună și chestii de-astea, că și astea o să ne trebuiască. Așa, iarbă, era să zic fursecuri. Frescuri, adică bețișoare de alea mici. Lemne câte am? Am o grămadă de lemne. Ia să-mi iau de aici puține. Până mi se termină exo, adică le mai au decât pe astea. Dacă nu, cumva... Ah, perfect. Fix când mi s-a terminat exo, am luat și s-a dus și copacul. Ia să vedem pe aici. Ciuperci. Ah, uite. Mure din astea. O bucată de lemn. Ia, ia.
O, mă, bă! A, și nu știu ce-o fi crezut că vreau eu să-i fur lui mâncarea. Du-te, mă! Asta e mâncarea naturii. Oricine are dreptul să o mănânce. Adică eu, doar eu. Pleacă, mă, iepurașule, pleacă! Așa. Caut cât mai multe de astea pentru că vine seara și trebuie să am mâncare. Lemn am o grămadă, deci e bine. Uite, astea albinele polenizează, ajută planeta. Deja trebuie să mă duc spre casă, între ghilimele, pentru că se face seară. Și am zis casă, între ghilimele, pentru că deocamdată nu avem o casă. Am ieșit decât doi pereți pe acolo, care puțin ne apără foarte puțin de lupi, dacă ar mai veni lupi. Sper să nu. Ai, uite aici. Aici, pe undeva? Da, uite. Ia să aprindem noi focul. Așa. Bun, hai să nu mai pun prea mult pentru că riscăm să ne ia foc pereții și asta nu e bine. Cu asta ce fac eu, mă? It's buzzing with activity. Ha, se aude așa de ciudat noaptea pe aici. Borzi, să mai fac eu niște de-astea, deci ne ducem la refine și facem boards. Așa. Ia să stacăm astea. Refine, refine, refine. Ok. Eu astea vreau să le fac. Bun. Ia hai să ajungem noi la 10 plăci. Bun, ca să facem atât. Apoi, unde zicea la structures, wood wall. Ah, stai că ne mai trebuie de aia. Ok. Refine. Hai să facem că avem o grămadă. Hai să avem 5, așa, de rezervă, să fie de rezervă acolo. Bun. Structures, wood wall. Și cred că... Ah, bă, da, uite. Gata, atâta. Wow, 40 de wood wall. E, așa mai merge. Bă, ce? Cu ce am reparat? Ah, uite, am făcut mai înalți, ok. Aoleu, stai. Hai să punem pe foc niște coni de pin din ăștia, pentru că... După cum vedeți, a venit miezul nopții, cred, și... E nasol. Așa, avem destui din ăștia. Deocamdată vreau doar să măresc pereții. Așa. Mă, eu nu-mi imaginam sincer că pot să faci atâtea lucruri în jocul ăsta. Opa. Ei, cred că e și ăla din colț de acolo. Dar nu. Mă rog. O să văd eu ce fac. A, uite, uite așa, mă, da, uite. Perfect. A trebuit doar să-mi schimb viziunea. Viziunea, de fapt, field of view, porcării. Așa. Până aici totul e ok, mai trebuie aici. Și aici. Gata. Așa, ia să mai extindem noi puțin. Acum să luăm pe astea. Uite că mai ratez. Mă. Nu. Așa. Haide să încep să mai fac. Să las așa casa, crezi că e destul de mare? Aoleu, stai, că începutul ăsta să fie foame și nu e bine. Gata, avem dulceață de mure, sau ce-or fi astea.
Gata, domnule, te simți bine? Acum? Ok, acum hai că putem să și construim. Mă, cred că e destul de ok. Nu cred că ne trebuie așa de mare. Mă întreb dacă pot să le fac și mai mari. A? Ia. Poate doar le fac mai puternice, știi, să nu fie așa de repede penetrate dacă le lovește cineva, dacă se poate, nu cred. Trebuie să am mare grijă cu focul ăsta, să nu-mi ia foc pereții. Așa. A, uite, pe E și Q. Bun. Adică totul e ok. Hai să mai extind puțin și împa... cred că am pus pereții pe foc. M-a luat inima. E, nasol că mașina aia a rămas afară, dar... Vedem noi ce facem și mașinii. Bun, cam atât din episodul 4 din Don't Starve. Dacă ți-a plăcut, nu uita să apeși pe butonul de like și... Cred că în episodul următor o să mergem din nou în... Gaura Viermelui. Ciudat, da, sună ciudat, știu. În Gaura Viermelui să facem mai multe resurse. Și poate că o să iau eu mai mult lemn off-camera, dar să nu cumva să mă mai înjure cineva, că data trecută când am luat și eu mai multe resurse off-camera, a venit cineva și m-a înjurat: "Bă, de ce morți, mati, iei tu resurse off-camera?" No, păi bine, mă, hai, că iau resurse tot videoclipul și nu mai construiesc nimic și să vedem și o să fii foarte fericit. Mă rog. Ok, ne revedem în episodul următor. Bye, bye!